Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Cred aproape 4.000 de oameni, între care 600 de suporteri rapidiști în peluză. Peluza, Nistor execută cornerul, minge prelungită pe spate de Popa Duc. Ce ocazie, iată, pentru Ucluj. Vine la bara a doua Alex Kipciu, dar foarte inspirat și Popa Duc. Scapă cumva de marcaj și Kipciu apoi. Două dintre cele trei opțiuni de jucători sub 21 de ani. Dugajici protejează bine, cade, iar Iulian Călin îi face semn să se ridice. În duelul cu Miron, un duel de revăzut, a apărut pe de-o parte că a forțat puțin Dugajici, dar pe de altă parte a fost și în brața lui Miron. Mi se pare că ia mâna exact când Dugajici cade. Cred că nu poate fi vorba de penalti. A fost un braț pe Dugajici, dar în centrare la prima bară, o deviere interesantă sau o încercare interesantă. Din nou Iulian Cristea, oricum părea destul de bine acoperit colțul scurt al porții lui Gorcea. Și cred că va încerca poarta din acea poziție, un elan scurt care și-l ia Papo. Într-adevăr, spre poartă, însă mingea se duce pe deasupra. Încă 15 minute din această primă repriză. Un joc fără ocazii importante. Foarte bună această deviere a lui Nistor pentru Popa Duc, deposedat, mingea respinsă însă doar până la Bordeanu și apoi vine cu șut Alexandru Kipciu, primul șut așadar pe spațiul porții. Papo pentru Bang Boye, viteză foarte bună, levită pe vătăjelul, din nou Bang Boye, ajunge Kipciu, Bang Boye șutează! E cam bulevard zona lui Vătăjelu. Asta pentru că tot vorbeam de faptul că Alex Kipciu nu mai evoluează pe postul de fundaș stânga. Cârjan și Bang Boye au reușit, iată, să se desprindă foarte ușor de marcaj. Continuarea lui Wide, excelentă recuperarea în primul rând. Papo, ratare însă pentru Dugajici, care este însă nevoit să întoarcă. Bang Boye nu și-a calculat bine pașii acolo. Excelent Dugajici, excelentă centrarea lui Papo. Aici Bang Boye nehotărât însă la finalizare. Din nou Brown reușește centrarea, vine Bang Boye din spate. Din ce mai clare acțiunile de atac ale Rapidului, în timp ce Ucluj nu prea mai contează în ultima treime. Încă o centrare de calitate, așa cum a livrat și Papo mai devreme. Excelent Bang Boye apare la această minge, lipsește finalizarea din nou. Două situații bune pentru Bang Boye, de fapt trei situații bune în această primă repriză. Cine vede galben aici? Adrian Ienci sau? Vor pleca în direcții diferite, însă sunt ferm convins. Săpunarul vine la prima pară și către el era acea centrare. Respinge Ovidiu Bic. Încă o minge pe jos. Dugajici! Și este gol! Gol Rapid în ultimele minute ale acestei prime reprize. Offside nu poate fi, iată. Nu, nu
Nu, este golul lui Dugajić. Deviera a fost a unui jucător de la Ucluj, din ceea ce îmi dau seama pe aceste relori. Aici se va vedea cel mai bine, da. Cred că este mingea deviată cu pieptul de Dimitrov. Sau nu, de aici parcă n-ar mai fi chiar așa. Oricum e o deviere care îl încurcă pe Gorcea, dar... O, ce trecere frumoasă a lui Bang Boye! Pasa Petru Cârșan, care îl depășește pe Gorcea, dar agață portarul clujenilor exact ceea ce am spus în urmă cu doar câteva minute. Prea sigur pe el în poziție de 1-1 cu portarul Universității. Excelentă intervenția lui Gorcea. Părea că a trecut... Din nou minge pentru cursa lui Bang Boye, excelent printre cei doi fundași ai Universității Cluj, minge care trece puțin pe lângă poartă. Bang Boye, excelent, și dintr-o poziție destul de dificilă Bang Boye prinde un șut bun. Singur avansat făcut în continuare de Rapid. Repet, mi se pare un real câștig Cârjan la Rapid, dar și Bang Boye cel puțin în această partidă. Atal pe Cârjan între doi adversari. Bang Boye! Șutul blocat în ultimul moment. Încă o șansă mare pentru Rapid. Bang Boye, numai el singur a avut 4 ocazii în această partidă. Pierdem dueluri fără să respirăm măcar. O recentrare, ce autogol al lui Vătăjelu! Autogolul lui Vătăjelu! Dezastru în defensiva clujenilor. O recentrare către nimeni. Nu cred că avea cine să mai ajungă. Incredibil! Vătăjelu cu piciorul stâng. Așa e când te bazezi pe un singur picior. Asta apropo de metecnele din fotbal românesc. Nistor scoate pentru Bordeanu, care are însă nevoie de preluare. Îi scoate până la urmă lui Chipciu. Fără preluare Chipciu. Așa se trage la poartă. Două parade ale lui Horațiu Moldovan. Și așa se apără șuturile dificile. Fază periculoasă a clujenilor, dar și două parade ale lui Horațiu Moldovan, trei ocazii totuși și pentru Cluj în această repriză secundă, trei intervenții excelente ale portarului Rapidului. Astăzi încununat și cu o pasă de gol. Albu vine foarte bine din spate, pasă puțin cam în față, dar ajunge Bang Boye înaintea lui Iani Stoica și îl întoarce Bang Boye. Nu este Bang Boye, ci Brown, dar este gol până la urmă scris de Papo. 3-0 pentru Rapid. Respingere ratată de Miron, vine din spate Papo și cu puțin noroc mingea rămâne în față, dar este degringolat în apărarea lui Ucluj. Iani Stoica nu reușește să-l blocheze pe Brown, de acolo pleacă în primul rând. Are și doar ce șut surprinzător. De Bang Boye are și doar 24 de ani. Un jucător care ar putea fi la un moment dat și valorificat. Vedem și șutul lui Costache. Foarte bună parada lui Gorcea. Un șut direct spre poartă. Încă o intervenție a lui Horațiu Moldovan. Șut bun al lui Nistor. Hoffman acum pentru Popa și va fi
șutul. Până la urmă și Moldovan a avut o contribuție semnificativă. FCU Craiova, echipă care a bătut-o crunt și tur și retur în stagiunea precedentă, apoi meci aici la Mediaș cu Dinamo. Se încheie această partidă, victorie clară a Rapidului. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super!